reprezentantul primarului de Iași, domnul Nichita, primarul Iașiului, este ocupat acum în campanie electorală la Iași. Noi astăzi ne-am propus să facem campanie electorală și o să fim foarte cuminți și propun și la ceilalți că avem de ajuns după aceste trei zile să începem să ne luăm la voi poți, acum ne mai luăm, mai avem o săptămână și la urmă facem bilanță. Dar bilanțul, cum ar face omul? Dacă muncești, pe viață ai, dacă nu muncești, nu ai. Ceea ce acum 2 ani a debutat ca o sărbătoare dorită și așteptată de toată urmea, astăzi a devenit o adevărată tradiție tot acest program complex de măsuri având drept scop recunoașterea și onorarea valorilor municipiului, precum și interesul lui de a fi prezent în circuitul economic, de a-și susține și afirma vocația contemporană. Deși, conform tradiției zilei municipiului Pașcani, se sărbătoresc în luna iulie, în acest an s-a dorit ca ele să fie organizate în luna mai, deoarece această lună reprezintă sfârșitul de mandat a aleșilor local din anul 2004 și mă refer la primar, la viceprimar și la consilieri. Unii m-au criticat așa cum a fost. Mă cred că, uite, face asta, de ce o declarat? După o perioadă de 4 ani, e mai bine să ne întâlnim înainte de a băga votul sau de a da votul cuiva. Ăla care vine să muncească și el și o să fac la. Municipiul nostru, peste 400 de ani de atestare documentară, un oraș în care tradițiile se împlinesc cu proiecte de viitor, în care timpurile pe care le trăim își pun amprenta asupra conturării personalității sale proprii, trăiește noi împliniri, dezvoltarea sa pe multe planuri a fost accedentă, creind în favoarea dezvoltării și bunăstării cetățenilor săi. Oraș clădit pe mari de sinet, într-o zonă atât de armonioasă, Pașcani detalează o specialitate specifică, dorind să cunoască și să fie cunoscut. Vreau mai întâi să arăt respectul față de cetățenii acestui oraș, care muncesc aici, îți cresc copiii și își aduc zi de zi prin osul la dezvoltarea și înfrumusețarea lui.